Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru prezența la ședința ordinară a lunii octombrie. Doamna secretară a confirmat absența domnului Bejenaru, domnului consilier local Bejenaru Nicu. Mi-a lăsat un mesaj, dar îndeplinim condițiile și prezența pentru a intra în dezbaterile ședinței de astăzi. Am înțeles că ați avut ședința de comisii și putem intra în dezbaterile ședinței de astăzi. Mă rog pe doamna secretar general să vă prezint la ordinea de zi tot ce este verbal și tot ce este din punct de vedere legal să dezbatem această ședință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar, punem în lipsă de aprobare în sesiunea de verbal al ședinței din luna septembrie 2020. S-a trecut și de aprobare. Voi da stăpire ordinei de zi. Se conformă Consiliul Local al Comunității de Bacău, ședință ordinară, martie 16, 2019, următorul proiect al ordinei de zi. Este hotărâri privind alegerea doamnei consilier, Consul Gabriela, ca președinte de ședință de perioada octombrie-decembrie 2021. 2. Proiect de hotărâri privind modificarea și completarea legii privind achizițiile directe anul 2021. 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea instituției de gestiune locală, devenind licențierea domnului hotărâri și pe diversul scena anului 2021. 4. Pentru hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri cheltuieli pentru anul 2021. Pentru hotărâri privind aprobarea strategiei de dezvoltare a de dezvoltare pentru perioada 2021-2027. 6. Pentru hotărâri privind modificarea strategiei ca competitorii și serviciilor publice de interes local. 7. Pentru hotărâri privind aprobarea modificării agenției lege regulamentul serviciului de alimentare cu apă de canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă de canalizare numărul 556 pe 2006 în 29 august 2010. 8. Prende hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă de canalizare. 9. Prende hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului de stat al Unității Administrative Teritoriale Comunale Părește, Vicemica Sfântului General a Acționarilor, a 10 Compania Regională de Apro, Bacău, S.A. din 3-a 11-a 2021. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a Registrului General Estimativ pentru obiectivul de investiție în finanțare și sistemele alimentare cu apă și canalizare Comunale Părește, Vicemica Bacău, prin Programul Național de Investiții Ambientale, aprobat cu buget numărul 95 2021. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a venitului general, precum și aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Ambientale pentru obiectivul de investiții, modernizarea până în asfaltarea drumurilor afectate de viitorul de curs anului 2019, cu comuna hotărâre și pentru pastor. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiții pentru anul 2021. 13. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu unitatea administrativă teritorială cu unitatea administrativă teritorială comuna hotărâre și pentru pastor. Întâlnirea instituției capacității de colectare a deșeurilor municipale. Toate cele trei proiecte de hotărâre au fost inițiate de domnul primar al comunei. Dacă suntem de acord, ordinea de zi s-a pus. Voi merge la prezentarea primului proiect de hotărâre. Respectiv, alegerea doamnei consilier, Consul Gabriela, ca președinte de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2021. Avizul Comisiilor de Specialitate.
Nu vor avea voie. Vom să ne la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituției bugetului local de unde și cărție al Comunei Căsărești din Universitatea al anului 2021. De venituri și cheltuieli ale Comunei Căsărești din Universitatea al anului 2021, în valoare totală de 4.436.000 lei, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri, sunt așa. Minimalul 701.300 de dotate de studii la pensiunea de publicitate, 426.818.90 lei la pensiunea de dezvoltare. Articolul 2. Se aprobă instituirea cheltuielilor bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Căsărești din Universitatea al anului 2021, în valoare totală de 2.782.274.75 lei, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri, din care 2.419.559.4 la pensiunea de funcționare, 362.818.071 lei la sesiunea de votare. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri, se inițiază primarul comunei și compartimentul contabilitate financiară și resurse umane. Dacă aveți obiecții. Dacă nu, solicitați vă comisiilor de societate. Vă mulțumesc, punem la vot proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind echitarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul pentru anul 2021. Articolul 1 se aprobă echitarea nivelului 4 a bugetului propriu. De venituri și cheltuieli a bugetului de bugetul 4 pentru anul 2021, după cum urmează. Se majorează veniturile cu 50.000 lei din cota de deviare pe echitarea bugetului. Care în capitolul 11 de rotoritelor 6, se majorează apoi veniturile cu 71.65 lei, capitolul 11 de rotoritelor 5, sume de parcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumul comunal. Diferența valorată este în sumă de 121.65 lei și va fi repartizată pe cheltuieli astea. La capitolul 51.03 autorizări se împreducive. Titlul 2 romanul cu 21 și serviciul cu 30.000 lei. Capitolul 70.05 locuințe, servicii și dezvoltare comunală. Titlul 2 romanul cu 21 și serviciul cu 30.000 lei. Și capitolul 74.05.02 cu 7.000 lei. Capitolul 84.03, drumuri și punctul, titlul 2 romanul 21 și servicii cu 71.65 lei. Capitolul 67.07 se va modifica astfel. Titlul 7, investiții, se va majora în suma de 100.000 lei, care va fi transferată din capitolul 84.03. Titlul 2 roman și 50.000 lei se vor transfera din capitolul 670302 în vederea aplicării serviciilor de elaborare documentație pentru obiectivul investițional, reabilitarea și dotarea Căminului Cultural, strada Liniatului, numărul 298, sat statul nou comunal Bucării, județul Vaslui, conform tabelului. La punctul 4. Din capitolul 670302, Biblioteci Comunale, titlul 7 Romane, articolul 71.01.30, se va transfera suma de 25.000 lei la capitolul 670307, Cămine Culturale, respectiv titlul 7 Romane, articolul 71.01.30. Toate transferurile de sume din secțiunea de dezvoltare pot fi evidențiate în lista de investiții pe anul 2021 și în tabelul următor. Hotărârea va fi până la revinere de primarul comunei, în compartimentul de specialitate.
obiectiv, dacă nu vom uita lucruri comunitilor de educație. Vă mulțumesc, pune la urmă, sunt de hotărâre, ne putem urmă. Vă mulțumesc frumos. Proiect de hotărâre prin modificarea și completarea legii privind anumite obiecte pentru anul 2021. Articolul 1 al numărul se completează anexatul din legile de anul 2021. Urmează. Articolul 1 se completează cu următoarele puncte. Punctul 190, partea acumulată cu 100 bucată, pentru centrala tehnică a minorii. Punctul 191, Jean Benoit, față Bucăresc Tabacor, vă mulțumesc. Punctul 192, Caucic Bunoț, față Bucăresc Tabacor, vă mulțumesc. Punctul 193, Ce Sentală, vă mulțumesc. Punctul 194, Bucăresc Tabacor, vă mulțumesc. Punctul 193, Ce Sentală, punctul 196, partea din 26, punctul 198, Unitate Principiul Accesorii, pentru compartimentul detaliat și vânează cu punctul. Punctul 199. UPS, UPS, o bucată, tot pentru compartimentul secretariat informatic de la publicul. Punctul 200, imprimată multifuncțională color o bucată, pentru toate compartimentele de funcție. Punctul 201. Căpuțe numele locuințe, nu omul cumpări pentru numerotarea administrativă a locuințelor de pe raza comunei cumpării. Capitolul 2 se completează cu următoarele puncte. Punctul 54, sistemul semnătură electronică, compartiment al sistemului sociale. Punctul 58, servicii de măsurători topografice adicate o locuințe pentru investiția modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a locurilor de iluminat prin gestionare inteligentă a energiei electrice în infrastructura eliminată din Comuna Bărbărești și Conservator. Punctul 59. Servicii de utiliere utilaj pentru lucrarea preparațiilor de exploatație în Comuna Bărbărești și Conservator s-a primit punctul Suncrav al Exometic, punctul Bărbărești de 35 km, satul din Corești, punct Peșcani, 1 km și punct de Arunfocii, 3 km. Punct 60. Servicii de consultanță, elaborare și impunere cerere de finanțare, întrebări implementării obiectivului de investiții, înființare, sistem de alimentare cu apă și canalizare, comuna Bărbărești, județul Bacău. Punct 61. Servicii pentru reînnoirea certificatului bugetar pentru semnătură electronică la compartimentul contabilitate financiară și resurse umane. Se modifică anexa privind achiziții directe pe anul 2021, după cum urmează. La punctul 39 se modifică titulatura, care va avea următorul cuvânt: servicii de proiectare privind modernizarea sistemului de iluminat public, prin investiții energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionare inteligentă a energiei electrice în infrastructură de iluminat public în Comuna Bărbărești, județul Bacău. Dacă aveți cuvinti, da. 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 Că sunt achiziția lucrărilor pentru lucrurile de exploatare. Din ce știu eu, conform de achiziție publice, achiziția acestor lucrări se face înainte de a fi ele executate. Ceea ce am văzut eu din postările de pe Facebook, aceste lucrări deja sunt demarate. Iar noi, azi, aprobăm contravaloarea, achiziția acestor lucrări și contravaloarea lucrărilor. Cred că este o greșeală și sperăm să nu se mai întâmple. Prima dată să se facă achiziția acestor lucrări și după aceea să se înceapă execuția acestor lucrări să se facă. Cred că așa este legal și corect. Mai alte obiectii? Avem comisiunea de specialitate. Nu.
Și am fost organizat de dezvoltare locală, a fost un eveniment pe data 2021-2027, conform anului acestei noastre, a prezentului proiectul hotărâre. Prima domnule va duce la președinte, de vedere de proiecte hotărâre. Obiectii la acestui de hotărâre, dacă nu aveți avizul comisiilor de specializate, mulțumesc. Spune la vot proiectul de hotărâre. Cine pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al comunității și serviciilor și de interes local. Se aprobă modificarea statului de funcție al comunității și serviciilor publice de interes local și urmează. Se vacantează funcția publică de referent la statistica profesional principal la compartimentul contabilitate financiară și resurse umane. Se ocupă de doamna domnului Mărară Bărgana, funcția publică de consilier, clasa 1, grad profesional debutant la compartimentul taxe și imposte, cota IMI 25-76. De la linia 1, centrul în anexa 4, de grad profesional de hotărâri. Data de observații, dar nu am văzut comunicări de specialitate. Vă mulțumesc, punem la vot și punem hotărâre. Ne este pentru? Aprobarea modificării amestirii 10 a regulamentului serviciului comunitare de apă și canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitare de apă și canalizare în modul 56 pe 26 pe 29.10. Se aprobă de modificarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare, conform anexei 1, parte integrată a prezentului hotărârii. Articolul 2. Se aprobă modificarea contractului de furnizare, prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, conform anexei numărul 2, parte integrată a prezentului hotărârii. Articolul 3. Se aprobă modificarea metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de monitorizare cantitativă și cantitativă a poluanților din apele evaluate de agenții economici și rețeaua de canalizare publică aflată în administrarea ca, conform anexei 3, parte integrantă a prezentei hotărâri. Celelalte articole ale contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare numărul 556 pe 2006 pe 29.10 rămân în vigoare. Articolul 5. Aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu prima zi din luna următorii, următoare semnării unui act tradițional de către reprezentanți de trei de dată. 6. Se mandatează domnul Cioviță Marius Teafir, având calitatea de reprezentant al Partei Comuna Mărcărești în adunarea generală a Sfântului de Dezvoltare Intercomunitară Marco Agin, să voteze în ședința ADAVI acest punct de pe ordinea zi. Dacă sunt obiecti, dar nu avem comisiilor de specialitate. Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea, completarea acestor tarifelor de punere de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, adică de cele pentru apa abonată de canalizare, pe vârstă în anexa 2, denumit în prețul prețul branșamentului și alte servicii, apă, prin dispoziții speciale, partea de apă, anexa 1B, care se modifică și se completează conform anexei numărul 1, la prezenta hotărârii. Articol 2. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de canalizare, alte reduceri pentru apă potabilă și canalizare, prevăzute în anexa 2, denumită prețul în prețul raportare și alte servicii canalizare, prin dispoziții speciale, partea de canalizare, anexa 1C, care se modifică și se completează conform anexei numărul 2. Celelalte articole ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în numărul 157 de 2006 de 2010 rămân în vigoare. Asistarea municipiilor publice prezenta hotărârii în vigoare în prima zi, în luna următoare, semnării unui angajament de către reprezentanții serviciilor. Capitolul 5 se mandatează domnul Gheorghiță Marius Gabriel, având calitatea de reprezentant al unității administrative teritoriale de la Adunarea Generală a Sâmbatului, cu modele de ședința a Gabriel, acest punct de ordine a trebuit. Dacă aveți obiecte la acest proiect de dacă nu, tot și Gabriel, conducător de specialitate, Domnul Domnule, la rog pe urmă și de vă mulțumesc mult. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Universității Administrative Teritoriale prin autorizare de ședința ADA a Asociației Compania Regională de Apă, autorizat din 11-2019. Consiliul Local al Comunei București, calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă, acționat în 10 grade da, acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor 10 grade da, cu vădete pentru în adunarea generală ordinară a acționarilor 10 grade da, din 2021, la hotărârile prevăzute la punctul 1 al ordinării, comunitate centrale prin adresa 10 grade da, numărul 11.478 din 30 septembrie 2020. Dacă aveți o la acest proiect de hotărâre, dacă nu aveți o lucru de specialitate, proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a venitului general informativ pentru obiectivul de investiții în funcționare sistemic de alimentare cu apă și canalizare, semnată de regiune sub acord, în programul național de investiții, Angel Salin, aprobat prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 95/2021. Articolul 1 se aprobă cererea de finanțare a restaurului la modul de metodologice și listul general informativ pentru obiectivul de investiții în finanțare sistem de alimentare cu apă și canalizare, comunată de regiune sub acord, prin Programul Național de Investiții Angel Salin, aprobat în 1995-2021, anexa numărul 1, respectiv anexa numărul 2.1, la prezenta hotărâre. Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al Comunei București, județul Bacău, a categoriilor de cheltuieli care nu funcționează de la care nu se finanțează de la bugetul de stat, prin program, pentru obiectivul sistem de alimentare cu apă și canalizare în acoperire de Bacău, în sumă de 610.590 lei, inclusiv de TVA. Primatul comunii, compartimentul achiziții și compartimentul contabilitate, în aceeași vedere urmare, conduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Dacă aveți obiecții la acest fel de hotărâre, dacă nu, aveți un comentariu de specialitate. Supunem la proiectul de hotărâre și ne intervenim. Vă mulțumesc mult. Proiect de hotărâre privind aprobare, la proiectul tehnicilor economici, a previzului general comun și aprobarea cererii de finanțare din Programul Național de Investiții Angel Salin, pentru obiectivul de investiții, modernizarea, finanțarea, drumurilor afectate din Institutul de Cultură la anul 2019, în Comuna București, județul Bacău. Articolul 1 se aprobă cererea de finanțare, anexa 1 la normele metodologice și devizul federal estimativ pentru obiectivul de investiții, modernizarea prin asfaltarea drumurilor afectate din Institutul de Cultură la anul 2019, în Comuna București, județul Bacău, Programul Național de Investiții Angel Salin, ordonanța de urgență a Guvernului 95/2021, conform anexei, față de legata prezentei hotărâri. Articolul 2, la acolo cofinanțarea de bugetul local al Comunei București, județul Bacău,
a capitolului de cheltuit care nu se finanțează de la bugetul de stat, din program, pentru obiectivul modernizarea finanțarea drumurilor afectate de instituțiile din timpul anului 2019, de ce în comunitate de legi, care este pentru model. 591 de legi, aproape de 5,24 de instituții de bani. Conducere la definirea prezentului hotărât, se însărcinează primarul comunului, în parteneri cu tehnicul bani și amenajarea teritoriului, și contaminitate financiară și resurse umane, în parteneri participii publice. Asta avem obiectii asupra acestui proiect de hotărâre, dacă nu, dacă nu comisiilor de specialitate. Mulțumesc, de la hotărâre, ce ne interventu. Pentru hotărâre privind modificarea planului de investiții pentru anul 2021, articolul aliniatul, și apoi modificarea planului de investiții pentru anul 2021, tot urmează că articolul 67 de rotei se modifică astfel. La capitolul 67.03.07 se suplimentează cu suma de 150.000 de lei. La capitolul 67.03.02 se diminuează cu suma de 50.000 de lei. La capitolul 84.03 se diminuează cu suma de 100.000 de lei. Modificările se regăsesc în anexul de 1 și 1A, parte integrată a prezentului hotărâri. Obiecția asupra acestui lucru. Dacă nu solicit la lucrurile comisiilor de specialitate. Vă mulțumesc, punem pe aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind asocierea județul Batonul ca comunitatea administrativă teritorială Comunatul Grăjești, județul Batonul, vederea eximei capacității de colectare a deșeurilor municipale. Se aprobă asocierea acestui Batonul, comunitatea administrativă teritorială Comunatul Grăjești, județul Batonul, în vederea eximei capacității de colectare a deșeurilor municipale, 160 bucăți echipamente de colectare cu grăjești. Articolul 2. Se aprobă contractul de asociere conform anexei participă prezentului hotărâri. Și se înțelegește domnul Dântiță Marius Gabriel, primarul comunei Grădărești, ca numele și pentru comunalul Grădărești să semneze contractul de asociere. Dacă aveți obiectii asupra acestui proiect de hotărâre, dacă nu, avem comisiilor de specialitate. Mulțumesc. Supune la urmă cum de hotărâri și medicamente. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată. Trecem la punctul de vedere. Vă rog să vă dacă nu știu să mă uităm cu voturile acordate, în special pentru și vom încerca să cu siguranță vom depune, dar vom încerca să și convingem să fie finanțate pentru cele două proiecte de apă, canalizare și asfaltare. Au fost multe dintre ele modificate, cum am spus și data trecută, conform noilor norme. Am reușit să le finalizăm, iar astăzi, prin votul dumneavoastră, dosarele sunt complete. Începând de mâine, vom lua legătura cu consultantul să le și depunem. Și eu, ca și dumneavoastră, suntem încrezători că Guvernul va finanța aceste proiecte și pentru comunitatea noastră, în special pentru aceste două proiectele pe ordinea de zi. Am avut emoții, nu știam dacă reușim să finalizăm până astăzi toate documentațiile, dar încă o dată vă mulțumesc pentru
votul acordat. Nu numai pentru acele două proiecte, dar pentru toate proiectele pe care le tratați cu seriozitate. Sunt sigur că și dumneavoastră știți foarte bine că toate proiectele de pe ordinea de zi din ședințele noastre sunt gândite, sunt consultate și cu dumneavoastră la ședințele de comisii, verificați. Cu siguranță că dumneavoastră vă întreabă oamenii de lucrurile care se întâmplă în Consiliul Local și eu vă mulțumesc pentru seriozitatea cu care tratați problemele comunității. Având în vedere de întrebarea Consiliului Național, vreau să vă reamintesc încă o dată că accesul în instituție se face doar cu certificatul de vaccinat sau cei care au trecut prin boală. Am mai spus-o și vă spun și acum, noi și eu, în special, ca și primar, sunt obligați să creez acele condiții ca lumea să vină să se vaccineze, să se testeze. Dar nu pot eu da sfaturi sau obliga oamenii să meargă la vaccin sau să nu se vaccineze. Nu mă voi pronunța pe această speță pentru că nu sunt medic. Am să las medicii, pentru că am văzut foarte bine. În zilele trecute, cât de mulți specialiști sunt pe Facebook care își dau părerea vis-a-vis de vaccin, dacă este bun vaccinul sau nu este bun. Noi trebuie să vedem exact ceea ce dorim și să ne protejăm noi, familiile noastre și pe cei din jurul nostru. Purtarea măștii a devenit obligatorie în spațiile publice. Noi creăm și punem la dispoziție și măști pentru cei care au nevoie și nouă posibilitatea de a achiziționa. O să ducem măști și la biserici pentru ca să ne protejăm și să conștientizăm încă o dată că sănătatea este pe primul loc. Vedem ce se întâmplă, câte decese sunt. Poate și noi avem în familiile noastre sau prietenii ai noștri care și-au pierdut viața. Încă o dată, repet, eu nu mă pronunț și nu pot obliga pe nimeni să se vaccineze. Doar atâta pot să spun că cei doi medici din Comuna Călcărești, prin cabinetul, cabinetele medicale, cei doi doctori de familie, au acel vaccin. Cine dorește, se poate programa și se poate vaccina. Domnul doctor este și sâmbătă, dacă dorește cineva și poate la legătura cu doamna asistentă pentru. Dar este bine ca și dumneavoastră să duceți mai departe un mesaj de a referi și să terminăm, să ieșim o dată din pandemia asta și a reveni la normalitate. Vedem că prin această pandemie se duce și economia în jos, se duc și investițiile, nici noi ca oameni nu mai comunicăm și ne dorim fiecare să scăpăm de această pandemie. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru votul de astăzi. Dacă mai aveți întrebări, oricând ne găsiți pe teren sau la sediul primării. Vă mulțumesc tuturor cetățenilor, le doresc multă sănătate, răbdare și haideți să respectăm un pic regulile și recomandările date de medici, nu de oameni care nu au legătură cu medicina. Vă mulțumesc, o săptămână bună. Aș mai adăuga eu, dacă vă atinteți, că lângă ceea ce ați spus dumneavoastră, eu mă bucur că până la urmă v-ați convins că aceste proiecte care au fost demandate de către noi sunt bune și corespund nevoilor cetățenilor comune. O localitate fără infrastructura de apă canal și drumul nu se poate dezvolta. Ele sunt prioritare. Deci, aceste proiecte nu au fost făcute pe data de înainte. Precum ați și spus, ele au fost gândite, au fost pregătite cu mult simț de răspuns, ca să se poată depune pentru
de colectare și asumarea unor riscuri. Nu pot fi făcute într-un timp scurt. De aceea, după cum știți, de anul trecut am prevăzut și serviciile de executare a strategiei de dezvoltare, fără de care niciun proiect nu poate fi depus. Și este bine că ați preluat, ați continuat și astăzi am aprobat această strategie ca să puteți depune aceste proiecte. Pe de altă parte, sunt supărată pe unii dintre dumneavoastră că tare mult m-ați denigrat și m-ați jignit, că nu aș fi făcut nimic, dar sper că ați înțeles când v-am mințit la sfârșitul mandatului și ceea ce v-am prezentat ați găsit și continuația. Deoarece toate sunt în folosul cetățenilor și niciun primar nu face pentru interesul lui personal. Așa că toate sunt făcute pentru a se dezvolta comuna. Eu vă doresc în continuare mult succes și să dea Dumnezeu să primiți finanțare ca să putem dezvolta această comunitate. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. V-aș răspunde în anul următor. Dar trebuia să vă laud colegii dumneavoastră. Noi am spus că am lucrat. Acum nu vreau să scot în evidență greșelile care au fost în proiectare și ce au făcut. O să stăm încă 3 zile, se termine termenul de depunere și noi nu vom reuși să ajungem la un consens. Eu doar m-am prezentat că s-a lucrat foarte mult în ultima perioadă pentru a reface unele greșeli pe care s-au făcut. Și cine dorește să vadă când s-a încheiat contractul și când s-a finalizat și proiectare, se poate vedea. Eu vă felicit pentru ceea ce ați făcut și foarte bine. Mulțumesc! Dar puteți să vă lau de un coleg. Acum nu cred că am putut să ne luăm, dar nu știu dacă v-a denigrat cineva. Nu știți cum e. Când ați venit la patru la primărie, la fel ați făcut. Acum știți cum e. Nu putem certa. Ne-ați certat pe noi sau ați certat cetățenii comunii? Ca să știm cum... Nu, n-ați certat pe mine. Am avut conștiință. Ce-a transformat în lucrurile ele au fost începute cu ani în urmă, pe perioada mandatului nostru. Și foarte bine că le continuați. Le continuăm cu implicarea și alți bani cheltuiți, e ok, nu este problemă. Dar nu cred că ăsta era subiectul. Dar vă mulțumesc. V-ați auzit și dumneavoastră ați vorbit la ședință. Le doresc tuturor multă sănătate. Să dea Dumnezeu să prindem finanțare. De-abia atunci putem discuta. Până acum am vrut să vă dau o replică și la prefacerea comunilor pe câmp, dar consider că este mai bine să tac și din momentul ăsta eu am închis ședința dacă nu mai aveți alte discuții. Mulțumim.